Doamna director, chiar și cu acești bani de care ne-ați spus, suma mi se pare mică care se alocă pentru un copil. Da, aveți dreptate, dar Ministerul Muncii intenționează ca aceste standarde să fie modificate începând cu 1 ianuarie și să se modifice atât standardele de calitate pentru casele de tip familial, cât și pentru centrele de adulți, cât și standardele de cost. Și sperăm că aceste sume vor fi mai mari. Și pot să vă spun ca o premieră, județul Maramureș, cred că a fost printre puținele județe din țară care ne-am gândit ce să facem pentru a nu uniformiza copiii în îmbrăcăminte. Și am găsit în cadrul județului un lanț de magazine care le-a permis copiilor să meargă să-și aleagă ei hainele, pentru că mi se pare așa să se simtă și ei copii și exact să nu. Și acest lucru l-am văzut că se dorește și în viitor și Ministerul Muncii dorește ca fiecare copil să obțină o sumă de bani împreună cu educatorul de referință, dacă este mai mic sau dacă nu, dacă poate, așa are vârsta peste 14 ani, singur să poată să meargă să-și aleagă îmbrăcămintea. Ați simțit o altă bucurie în rândul celor da. Din centru? Așa este. Reacții? Da, da. Pozitive. Erau încântați și nu le venea să creadă că pot să meargă ei să-și aleagă. Să ia și o decizie până exact, la urmă. Da, da. Că nu sunt dirijați doar. Așa, există exact. Însă o imagine reală sau greșită privind activitatea direcției. Și aș vrea să ne spuneți, doamna director general, cu ce probleme majore s-a confruntat instituția dumneavoastră în afară a celor financiare, dacă au existat și cine și de ce are interes să prezinte o imagine deformată și negativă a activității DGAS pe CE Maramureș. Știm că au fost discuții în Consiliul Județean, știm că au fost discuții în presă, știm că v-ați atras și noastră diverse critici, dar suntem la ora adevărului să le spunem lucrurilor pe nume. Provocări există în fiecare zi, așa cum a spus. Este o instituție foarte mare, cu foarte mulți angajați și cu problematică extrem de diversă. Niciodată nu o să pot să mulțumesc pe toată lumea, dar împreună cu colegele mele din echipa managerială depunem eforturi să îmbunătățim în fiecare zi viața beneficiarilor, pentru că aceștia sunt pe primul loc. Situația lor trebuie să ne preocupe zi de zi și depunem eforturi în acest sens. Așa cum a spus, sunt și angajați ai noștri care probabil nu au acea vocație necesară și specifică pentru acest domeniu, dar lucrăm și la acest aspect. Deci nu putem mulțumi pe toată lumea. Este un sistem extrem de mare în care avem pe organigramă aprobată 1343 de posturi, avem ocupate aproape 900 de posturi. Unii spun chiar din cadrul Consiliului Județean, chiar și consilieri județeni spun că sunt prea mulți și așa. Sunt prea puțini. De multe ori avem măsuri lăsate de la organele de control, și aici mă refer la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, care ne cer să ocupăm organigrama conform standardelor cerute de lege. Pe centrele cu dizabilități, raportul pe beneficiar trebuie să fie 1-1. Ori în momentul de față nu este așa. Avem un deficit de 450 de posturi în întreg sistemul. Sperăm că în curând să ne fie aprobate noi posturi. Și pentru că vorbeam de personal, o altă condiție importantă pentru buna desfășurare a activității de asistență socială o constituie într-adevăr dimensiunea și calitatea resurselor umane. Pentru că trebuie să aflăm lucruri din sistem ca să ne dăm seama cum funcționează instituția, să ne spuneți cine sunt cei care lucrează în cadrul direcției pe partea de protecție a copilului și pe cea de îngrijire a persoanelor cu nevoi speciale, ce competențe dețin dânsii și dacă își îndeplinesc cu responsabilitate și vocația atribuțiile. Și vă atrag atenția că au fost critici la adresa anumitor persoane din sistem. Da, așa critici cumva, dure chiar. Așa nu-și fac treaba spus, că sunt pe alte funcții față de cele cum ar trebui? Acum, nu toată lumea are vocație sau la un moment dat, datorită rutinei, mulți dintre ei nu își dau seama că nu își îndeplinesc tocmai cum ar trebui atribuțiile de serviciu. Pe casele de tip familial, în principal, lucrează educatori. Fiecare copil are un educator de referință, iar fiecare casă de tip familial are un coordonator.
Pe partea de persoane adulte lucrează lucrător social, îngrijitor, asistenț medical și avem, bineînțeles, și personal administrativ. La fiecare grup de 3-4 clase avem un personal administrativ, magazinier, șef de centru. Ce este Și vă prevăzut în lege? întrebam, își îndeplinesc cu responsabilitate și vocația atribuțiile? În ce procent? Că mai În bine mare vorbim de principiu. majoritate, da. 80%, 80%. 80% spun că da. Era și Da. pe... 80% da. Doamna director, se vorbește în ultima perioadă despre o reorganizare a activității din instituția dumneavoastră și aș vrea să știm cum arată acest organigram aparatului de specialitate, ce noutăți aduc și cu ce efecte și dacă, bineînțeles, aveți intenția să reorganizați și activitatea efectivă din centre, unde știm că e nevoie și trebuie să recunoașteți și dumneavoastră. Da, în 1 octombrie s-a pus în aplicare organigrama pe aparatul propriu. Mari modificări nu am adus, ne-am raportat la 149 de posturi, cum era și vechea organigramă. Posturi ce am suplimentat mai mult au fost pe partea de serviciu abuz și neglijare, pe partea de serviciu de evaluare complexă copii, acolo unde numărul de cazuri a crescut și a fost nevoie de suplimentare de personal. Se intenționează, da, și o nouă organigramă pe partea de centre din subordinea instituției noastre. Așa cum v-am spus și la începutul emisiunii, urmează acea evaluare și redenumire a centrelor pentru persoane adulte cu dizabilități. Și da, și în strategia direcției între anii 2015-2020 dorim contractarea unor servicii sociale către furnizori publici privați acreditați în condițiile legii. Această prevedere este cuprinsă și în legea 292, care permite contractarea unor servicii sociale. Din informațiile pe care le deținem, în cadrul direcției au existat și grupuri de angajați care au contestat actuala echipă managerială în frunte cu dumneavoastră prin sesizări și reclamații ajunse pe masa președintelui de Consiliu Județean Maramureș, domnul Gabriel Zetea. Vreau să ne spuneți, s-au rezolvat aceste probleme de care aminteam și dacă există o nouă mentalitate față de muncă și rapoarte amiabile între Eu echipa spun că managerială și în angajați? momentul de față, da, Cum s-a există. rezolvat? Și de ce au existat aceste obiecții și sesizări? Cum am spus, nu putem să mulțumim pe toată lumea, dar încercăm să facem o echipă. În momentul de față, spun că lucrurile merg bine în instituția pe care o conducem. Avem întâlniri zilnice și cu colegele mele, cele două doamne director, directorul adjunct pe protecția copilului și protecția persoanei adulte, cât și cu director economic și ne concentrăm în fiecare zi, v-am spus, ca să îmbunătățim viața beneficiarilor din centrele noastre. Deci un pic s-a făcut o reorganizare chiar și în partea aceasta de comunicare Și în partea de între comunicare, da, conducere și angajați. și angajați, da. Spun că lucrurile merg spre bine. Da, printre nemulțumiri ce au fost? Nemulțumirile legate, așa cum a spus dumneavoastră, de actuala echipă de conducere. Critici sau observații privind calitatea serviciilor din cadrul direcției au venit și din partea organizațiilor non-guvernamentale, dar și a inspecției sociale efectuate de AJPIS, dacă e să ajungem și la partea de servicii. Pe ce se bazează anumite ONG-uri când afirmă că ei ar putea, cu costuri mai reduse, să asigure o calitate superioară a serviciilor din centre, atât în zona caselor de tip familial, cât și a centrelor de recuperare a persoanelor cu handicap? Despre ce vorbim aici? Aici vorbim despre plata salariilor, pentru că în momentul de față noi suntem condiționați de legea 153, care îți impune pentru angajații din sectorul public un anumit salariu pe care trebuie să-l dai lunar angajaților noștri, iar în momentul în care serviciul este prestat de un furnizor privat, acest lucru nu mai este valabil. Furnizorul privat putând să dispună dânsul de modalitatea de încadrare a angajaților respectiv. Și de aceea, de aici pornește discrepanța, pentru că dacă stăm să privim,
și un cost mediu pe un centru, 88% este pentru plata salariilor, iar ce rămâne este pentru plata utilităților și alimentelor. De aici este discrepanța cea mai mare, deci de la plata salariilor. O problemă majoră, pe de altă parte, în funcționarea instituțiilor statului, o constituie activitatea de achiziții, care este încă sau a fost greoaie discutabilă și generatoare a unor oportunități pentru anumiți furnizori de bunuri și servicii. Și iarăși, și pe partea aceasta au fost probleme și trimiteri spre diverse persoane din zona politicului, chiar și cu instituția dumneavoastră. Ce modificări legislative au apărut în ultima perioadă și ce efecte au generat legate de transparența și corectitudinea cerută a achizițiilor efectuate? Fiecare achiziție publică se face în sistemul electronic de achiziții publice, se face acea publicitate necesară și spun cu mâna pe inimă că se respectă legea. În instituția noastră respectăm prevederile legale. Nu au fost încălcate niciodată. Chiar da, într-adevăr, au fost foarte multe critici la adresa acestui segment, dar de fiecare dată, credeți-mă că colegii mei responsabili de achiziții n-au făcut altceva decât să respecte legea și au lucrat cu profesionalism. Și pentru că spuneam că v-am așteptat de mult timp în această emisiune, bineînțeles că am luat subiectele punctual, vreau să mai abordez încă un aspect important. Deși aveți un compartiment de specialitate în organigramă, activitatea de comunicare publică a fost clar deficitară. De ce v-a acuzat presa de lipsă de transparență și secretomanie? Există ceva de ascuns în activitatea direcției? Că vreau să mă întreb de ce nu ești periodic membri echipei manageriale pentru a informa public despre activitatea instituției. Înțelegem că este un purtător de cuvânt care își face treaba, dar pentru noi și pentru alte persoane nu este suficient. Noi am fost deschiși tot timpul și am primit cu drag cei care ne-au trecut pragul și am răspuns tuturor solicitărilor. Nu, eu nu o privesc așa. Da, într-adevăr, probabil am fost de multe ori acuzați că de ce nu ieșim în presă cu anumite lucruri care se întâmplă în sistem, pentru că nu este un sistem perfect și nu va fi niciodată. Este un sistem perfectibil. Și vă dau exemplu. De multe ori am fost acuzați de ce nu am spus că o tânără sau o minoră a rămas însărcinată într-un centru. Corect. Ori nu mi se pare normal. Puneți-vă în situația dacă ați fi părinte și s-ar întâmpla lucrul acesta cu fiica dumneavoastră. Nu ați vrea ca să fie arătată, se întâmplă. Sigur, este și o lege că nu ai voie să arăți în special la televiziune, da, și nici să dar, numele. Dar să știți că pentru copiii știu. Copiii știu și tocmai... Adică ați avut aceste măsuri pentru a proteja... Pentru a proteja. Mi se pare normal... Sigur, că trebuie să se întâmple asemenea fapte. Dar dacă luați o statistică și vă uitați, sau să puteți să cereți la Spitalul Județean să vedeți câte minore au născut și câte au provenit din sistemul de prevenire. Da, dacă vă uitați, probabil 1 sau 2% au provenit din sistemul de protecție. Lucrurile astea se întâmplă, nu numele noi în țară. Câte cazuri ați avut în Maramureș, în cadrul instituției? Ultimul an. Nu, sub 5, dacă am avut. Deci nu sunt așa. Sunt și acestea multe. Cum pot fi prevenite asemenea situații? Numai prin educație, dar aici educația trebuie să pornească în primul rând și de la școală, pentru că școala își pune o amprentă pe dezvoltarea copilului. Plus familie, putem spune. Plus familie și educație. Vorba de familie. Credeți-mă, educația se face în centru. E rolul educatorilor pe care îi aveți. A educatorilor și asistenților medicali, pentru că frecvent se fac ședințe cu tinerele și li se explică, bineînțeles, și metodele de contracepție. Luăm o pauză de publicitate și revenim la subiectul nostru. Încă vom mai vorbi și în partea a doua despre această secretomanie și unde au mai fost probleme pe linia aceasta. Publicitate și ne întoarcem.